Bună ziua, să rămân o dată. Am să vă aduc în atenție trei subiecte de interes local de la municipiul Săcele. Chestiuni legate de zona administrativă și ați început cu ceva important. E vorba de începerea procedurilor de deschidere a spitalului. La începutul lunii octombrie am demarat lucrările de reparații, higienizare la spitalul municipal Săcele. Aceste lucrări fac parte dintr-o primă etapă premergătoare redeschiderii spitalului. Redeschiderea asumată, după cum știți și am spus-o de numărator, la data de 1 iulie 2017. Aș vrea să vă readuc aminte că Săcele este al doilea municipiu din județul Brașov ca populație. Cred că l-am depășit, nu precis sigur. Avem aproape 36.000 de locuitori. La început de an erau 35.889, statistic vorbind. 36.000 de locuitori. Cred că Făgărașul acum undeva sunt în jur de 30.000. N-are gărcini. O să discutăm și despre gărcini, că nu e subiect și ăsta. Putem să rămânem un pic la spital, nu vă supărați. Vă ascult cu mare plăcere. Ce se va întâmpla acolo? Adică ce va funcționa acum? Spital. Cu ce secții, da. Deci s-au avizat 11 specialități de către o comisie de la Casa de Sănătate, Colegiul Medicilor. E vorba de pediatrie, interne, ORB, chirurgie, pneumologie. Și sigur putem continua până la 11, dar acum... Maternitatea? Nu. Maternitatea nu. Vă dați seama că primul pas este important să redeschidem pe aceste specialități care sunt clasice. Cadre medicale câte trebuie? O primă etapă este crearea acelui centru de permanență. Și acest lucru îl vom realiza undeva cel târziu în primăvară. Un centru de permanență format din 7 medici de familie. Deja subiectul l-am discutat cu medicii de familie din Săcele. Ei sunt 19 la ora actuală în Săcele, medici de familie. Și au dat curs de a sprijini această primă acțiune de centru de permanență. 7 din 19. Da. Ei, cine dorește, pentru că acolo vor fi gărzi. E vorba de gărzi. Da. Acum, nu putem obliga, vă dați seama. Sunt suficient 7, să știți, ca să putem acoperi permanența. Medicii de familie n-au salarii mici, să fim serioși. Au componentă în primăvară. Este ca o primă etapă pentru deschiderea spitalului. Ce sumă folosește, adică alocă primăria pentru reparații? Anul acesta am alocat suma de 250.000 de lei. Mai mult ca sigur, ea se va suplimenta în luna noiembrie cu rectificarea bugetară, probabil cu încă 150.000 de lei. Pentru a închide aceste lucrări prime necesare pentru deschiderea centrului de permanență, urmând ca ulterior, în primăvară, conform bugetului pe 2017, să intrăm să facem și acele reparații necesare pe cele două secții, zic eu,
importante care le vom deschide, internele și pediatria. Că spitalul este foarte mare și nu-l vom redeschide tot, pentru că n-are rost. N-are rost. Și în prima etapă. Lunar? Două secții deschise. Da, în 1 iulie 2017. Pot fi două secții, interne și pediatrie. 100%. Și primăria va aloca lunar pentru servicii, pentru utilități, cam cât? Lunar se vor acorda undeva în jur de 90.000 de lei, 100.000 de lei. Pe lună. Utilități servicii. Doctorile? Să știți că doctorile, o mare parte, sunt în regulă, sunt bune. O parte a echipamentului a fost dat spre folosință altor entități medicale care a păcat să stea nefolosit timp de 5 ani. O parte a revenit la spital. Urmează ca până la 1 noiembrie să revină și restul de echipament. Și vor fi cadre medicale care să deservească cele două secții din bar? Nu vă spun faptul că am fost contactat de un număr important de asistente medicale care vor să revină și de medici, care vor să vină la Săcele. Și o să vezi că eu zic că vor veni. Voi asigura tot ceea ce este nevoie pentru a funcționa această locație. Număr de 4? Număr de 4, 50. De 4, 50. Total. Pe cele două secții sau total? Pe cele două secții. Deci total 50 de paturi în prima etapă. Care înseamnă 1 iulie 2017. Și până la final, pe toate cele două secții, câte paturi? Când s-a închis spitalul în 2011, erau 90 de paturi. Dacă suntem sănătoși, să sperăm că ajungem și acolo. Ministerul Sănătății trebuie să vă dea vreo autorizare, ceva? Nu, în această fază, deci doar Casa de Sănătate, avizul casă. Noi am câștigat în instanță redeschiderea spitalului, numai că nu s-au făcut acești pași. Erau niște pași greoi, într-adevăr, pași care însemnau parte de implicare a administrației locale, da, în lucrări de reparații, igienizare, etc. Când s-a câștigat procesul în instanță? Procesul s-a câștigat în 2013. Spitalul s-a închis la 31 martie 2011. Nu. Revine în anul 2012. Primăria Săcele a obținut în instanță decizia de redeschidere. În 2012. Dacă legat de spital, mai aveți să mă întrebați. Suntem obligați să răsturnăm până la 1 aprilie 2017. Și pentru cele două secții, câți medici vor fi? Câți? Medici. Pentru cele două secții? Da. Pentru cele două secții, undeva în jur de 10 medici. Și asistente? În jur de 18.